Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Vorbește Suceava. Astăzi este o ediție mai deosebită pentru că îl avem ca invitat în emisiunea noastră pe domnul primar Ion Lungu și vom discuta mai multe probleme de actualitate după ce Suceava a ieșit din carantină și este în stare de alertă și am pus titlul emisiunii Stare de alertă, relaxare sau irresponsabilitate. Pentru că sucevenii nu prea mai țin cont de acele măsuri impuse de autorități sau nu, rămâne să descoperim pe parcursul acestei emisiuni. Domn primar, bună dimineața! Bună dimineața, Cătălina Plus, bună dimineața, domnule sucevenii! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația și sunteți astăzi alături de noi. Să pornim cu statistica pe care o avem astăzi la momentul actual. În Suceava sunt 3448 de persoane infectate cu virusul COVID, dintre care 2061 au fost declarate vindecate și externate. Avem în autoizolare la domiciliu 774 de persoane și în carantină instituționalizată 581 de persoane. De primul pacient, prima persoană confirmată cu COVID a fost pe 4 martie. Domnule primar, când a început primăria să ia măsuri împotriva răspândirii coronavirusului? Deci vreau să vă spun că noi primim măsuri am luat încă luna februarie. Am avut mai multe ședințe la Comitetul Local de Stați de Urgență în care am adoptat o serie de măsuri referitoare la coronavirus. În primul rând, de informare cu câmpul pe coronavirus, a dat copii la momentul potrivit, a fost de trei pliante a ce înseamnă coronavirusul, care sunt protecție în fața virus nemiloase. Deci vreau să spun că în această perioadă noi am avut dat un număr de 7 hotărâri de Facultatea Local pentru Stații de Urgență pe diferite etape. Vreau să spun că, sigur că dumneavoastră, dar eu altă părinte, mi-am făcut datorii așa cum trebuia. Primăria Municipiului Suceava, vreau să spun că la data de 1 martie a intrat în acest program privind limitarea răspândirii coronavirusului și ne-a fost, în primul rând, am făcut o linie de comunicare directă care a funcționat în toată perioada situației de urgență, care a fost deschisă zilnic între 8 și 22, de luni până sâmbătă inclusiv. La Suceveni s-au putut atesta, au putut lua informații și toate acestui telefon direct, la multe persoane le-am acordat ajutor alimentare, le-am luat tratamente, le-am văzut și mai departe. Deci am fost acolo de comunitate când am început. De până la data de 1 martie, până astăzi, inclusiv conținut acest lucru, primăria municipiului Suceava, a fost rămas și apă, a fost persoanelor care sunt în izolare la domiciliu, sunt în necesitate la Direcția de Sănătate. La fel, primăria municipiului Suceava a închiriat spații pentru carantină, hoteluri, de asemenea mai multe hoteluri pentru cazarea cadrelor medicale. Deci eu zic că am încercat să ne-am făcut datorie în acest ce privește autoritatea locală și la fel de important este faptul că am fost alături de Spitalul Județean în această perioadă și vreau să vă spun că am realizat două lucruri care păreau imposibile și nu se trebuie nimic. Am reușit să aduc un termen foarte scurt de 7 zile un aparat RT-PCR care l-am pus în Spitalul Județean la Suceava și sigur așa nu spun eu. Suna domnul general Oprea când era la spitalul s-au făcut și 300 de teste pe zi. Vom avea o discuție pe această temă la spital. Vreau ca cât mai mulți cei poate fi testați la spital, la Direcția de Sănătate Publică a fost avut un asemenea aparat. Deci ca să vedeți, primăria Suceava a adus acest aparat și nu putem să cuantifica câți oameni au fost salvați, dar cu siguranță au fost salvați și cu acest aparat. Eu spun că dacă a fost salvat un lucru, e o mare realizare. De asemenea, fel un lucru imposibil și vreau să vă spun că nici astăzi mulți au reușit să facă rost de teste ventilatoare. Primăria Municipiului Suceava a reușit să achiziționeze teste ventilatoare noi, să le donăm la Spitalul din Suceava. De asemenea, am donat 10.000 de măști, 1.000 de combinezoane. Deci am fost alături de Spitalul Județean și astăzi, comparativ cu acum o lună jumătate, putem să ne uităm un pic mai liniștit la ce se întâmplă la Spitalul Județean, din punct de vedere al dotărilor. Așa cum declara conducerea interimară a spitalului,
cu aparatele de ventilație pe care le-a donat primăria municipiului Suceava. Astăzi, practic, este acoperită capacitatea de ventilare la terapie intensivă, un lucru care este foarte important, acest lucru înseamnă salvarea de vieți omenești. Deci, eu cred că noi ne-am făcut datoria, continuăm și în aceste zile să ne putem datorii. Am făcut eforturi și ne-am să putem dat o situație globală la început. Sigur, această situație globală care este interpretată și nu știu de ce mai măsură să dezlegă nimeni de acolo, faptul că s-au raportat mai multe persoane decât au fost infectate, vă spun de 63. Este problemă care trebuie elucidată primul în adresa de sănătate publică. Una pe altă mai am fost în carantină. Am avut eforturi și am avut o idee bună atunci când, care conta foarte mult în indicarea carantinii la Suceava, atunci când am cerut să ni se raporteze situația pe municipiul Suceava și am reușit să demonstrăm că la începutul stării de carantină, când era un număr de 87 de persoane la 1000 de locuitori pozitive, am ajuns la 1,8 persoane în ziua când, de miercuri când s-a ridicat carantina în orașul nostru. De asemenea, am arătat că astăzi este pe un platou de stabilitate, așa cum e întreaga României, și dacă îi pun pe acest indicator pe care îi trebuie numărul de persoane infectate la 1000 de locuitori, tot că era orașul care avea mai multe persoane infectate la 1000 de locuitori decât Suceava și nu erau în carantină. Deci am reușit, nu pe bază politice, nu pe bază de locuri lobby, pe bază de demonstrații epidemiologice, să aducem la conștiință Comitetului Județean pentru situații de urgență că situația la Suceava, în principiu Suceava, este stabilă din punct de vedere al răspândirea epidemiei și acest lucru s-a întâmplat în ridicarea carantinei în orașul Suceava și în cele 8 localități care au avut orașul Suceava. Deci eu vreau să spun, fără să ne malucăm nu știu ce merite, laude, am făcut ceea ce trebuia pentru că asta este tot postului, dar pot să zic că deși de modestie, primăria principiului Suceava a făcut tot ce a putut. Dacă mă refer la mine personal, vreau să spun că în momentele critice a fost mai multe, dar mi-a dat aminte momentul critic din data de 24-25 când erau conducerii primar la spital și când a dat demisia. Am anunțat pe primul ministru că lucrurile nu sunt în la spital, am anunțat ministrul sănătății, am anunțat la cotroceni că lucrurile nu sunt în ordine ceva și probabil de asta, ce alte avem plan local, s-au dus conducerea la spitalul județean și s-au repus lucrurile în ordine. De asemenea, pe întregul acestei perioade de carantină, am stat într-o legătură permanentă cu primul ministru, cu ministrul sănătății și fac o decizie pentru a aduce la cunoștință exact ce se întâmplă la spital. Domn primar, spuneți-ne, vă rog, cine credeți că se face vinovat de acel dezastru epidemiologic care s-a întâmplat la spitalul municipal? Pentru că știm că majoritatea cadrelor medicale au fost infectate cu acest virus din cauza că nu aveau echipamente. Da, aici sunt mai multe discuții. Deci, în primul rând, eu nu dau verdict. Este acel raport al domnului general Oprea despre starea în care a găsit la spital. Și nu vreau să comentez, trebuie să ne specializăm eu. Ce cred eu personal, mai mulți factori au contribuit la acest lucru. În primul rând, faptul că au venit, am venit și zile trecute, și trebuie să fim foarte atenți. Au venit foarte mulți străini, români de-a noștri care lucrează în străinătate, care au intrat în România, din estimările noastre, în acea perioadă, în martie, început de aprilie, au intrat în județul nostru cu 6.000 de persoane din care sunt în orașul nostru. Aceste persoane au mers la spital și nu au declarat că dintr-o zonă, mă rog, și dintr-o zonă în care este acest coronavirus. Sigur că aici doctorii vreau să spun această problemă la început, să trateze fiecare pacient ca un potențial infectat cu coronavirus. Probabil că nu s-a întâmplat acest lucru, spun a fost acolo și de acolo iată că s-a ajuns la această stare de focat la spitalul la Suceava, pe care în urma căruia s-au infectat și medici și a dus la o deficiență în activitatea spitalului, dar foarte mulți medici erau infectați, iar numărul medicilor prezenți, cadrul medical prezent la serviciu era destul de redus. Deci, cred că acest lucru s-a întâmplat. Deci, odată, acești oameni care au venit în afară, ne-au spus că
dacă permiteți, probabil că această eroare la spital nu au tratat fiecare pacient ca un potențial, mă rog, pacient care poate coronavirus. De aici, sigur că s-au răspândit, s-a făcut la spital, de spital, iar doctorul de spital s-a extins și în spital, în primul rând, în municipiul Suceava. Asta e o specialitate care vor fi în acest lucru. Cât privește echipamentele, la fel nu pot mă că n-am fost acolo. Unii, dacă a spus vechea conducție, erau, unii spun că nu le aveau. E o discutat pentru că unul cu ce este astăzi acest există și vreau să cred că Doamne ferește, dacă mai vine un coronavirus, această dată și nu mai spitalul. Spitalul nu e autoritățile, toți care au venit la diferență, suntem pregătiți. Să revenim la starea de alertă, pentru că de câteva zile ne bucurăm de frizerii deschise, de magazine. Cum vedeți dumneavoastră această stare de alertă și dacă ați reușit să observați comportamentul sucevenilor de vineri până acum? Da, în primul rând vreau să spun comportamentul sucevenilor a fost la fel ca la întreaga România. Vreau să spun că în măsura în care ți-a ridicat carantina, am intrat și noi în rând cu toată România, ca să mă exprim așa. Eu, ce să spun, vreau să vă spun că în ziua de vineri a fost liniște, sigur că sâmbătă de vineri a fost mai aglomerat, de ieri s-a început munca mai aglomerat, în primul rând, în ceea ce privește deplasările în orașul nostru. Eu fac un apel pe această cale la suceveni. Am fost într-o perioadă de carantină. Am fost mulți indignați între noi, pentru care și eu, și dumneavoastră, și alții, când am neglijat acest lucru, s-a întâmplat că întâmplat la spital, s-a adus focar în municipiu. Tocmai de aceea eu fac un apel la suceveni, de această dată responsabilitatea este la ei. Așa cum am spus altă dată, se pare că a avut efect, pentru că în această perioadă de coronavirus nu au fost probleme deosebite la Suceava remarcate, nici nu trebuie două evenimente deosebite în această perioadă de carantină. Aici mă refer în primul rând la sărbătorile pascale și de asemenea la mini-vacanța de 1 mai. N-au fost probleme deosebite, deci Suceava au dovedit că sunt responsabili. Vreau să-i rog să fie responsabil. Problema este în primul rând la fiecare dintre noi. Și tot la privirea fiecare dintre noi. Pentru că primăria, autorități locale, nu avem un poliție, spunem în spate la fiecare să urmărim, și nu cred că aceste represalii sunt cele mai bune măsuri. Eu cred că fiecare dintre noi trebuie să fim conștienți, că le fac un apel aici de suflet, să mai mult noi ca ceilalți din țară, să fim atenți, să respectăm regulile de deplasare, port obligatoriu al măștii. Sigur, să spunem în situații de închise. Eu spun și în situații deschise cei care suportă și mă boală. Pentru că, nu știu, mergem pe trotuar, interpretăm, deci o diferență la o distanță foarte mică, unii față de azi. Deci, obligatoriu portul măștii și mai spun în situații închise. De atunci, celelalte măsuri care trebuie să luate distanțarea în mijloacele de transport. Și aici o să iau pe capitole în parte la fiecare fel de instituții, cam cum vedem mai atâtea măsuri de relaxare sau noi ne măsuri în situația de alertă. Deci, ca să concluzionează, fac un apel de suflet sucevenilor, să nu mai ajungem cum am fost oaia neagră a României o lună jumătate de zile. Soarta noastră este mâinile noastre, noastre, fiecare dintre noi să dăm dovadă de responsabilitate, să facem tot ce putem să nu mai răscutim acest virus și aici sigur pentru comunitate, dar în primul rând pentru fiecare dintre noi. Pentru, și eu sunt convins că mă sună oameni când erau în carantină, domnul primar, am terenul și unii vreau să merg, sigur acum poate merge. Eu spuneam în felul următor, domnule, ții la viața, dacă ține la viața dumneavoastră, azi mai mult să pământ să cultivăm pământul. Deci aici apare așa o problemă, zice, domnule, dar nu o să mă îmbolnăvesc tocmai eu. Auzi și noastră oameni din patru de suferință, oameni care povestesc cât de dificil este acest virus nemilos, coronavirusul, și doamne ferește să ne îmbolnăvesc, ajung în patru de spital. Deci trebuie să mergem la ideea că oricum putem fi victima acestui virus. De aceea trebuie să ne protejăm noi, în primul rând, pe noi, protejându-ne pe noi, pe familiile noastre și din respect pe cei din jur, din comunitatea noastră. De aceea eu încă o dată fac apel să respectăm aceste reguli, să nu mai ajungem de unde am plecat. Când privește primăria, sigur că avem reguli pentru toate instituțiile, pentru toate activitățile, ca să spun așa, în primul rând la primărie. Intră la primărie, se poate face, este acces cu sigur că respectăm distanța socială,
se poate merge până la etajul 1 să plătească taxe și impozite locale. Pentru celelalte servicii avem amenajat jos o masă cu scaune, cu, mă rog, separeu izolat în față, nu poate încât cetățenii pot să stea de vorbă cu responsabili din diferite competențe. Dacă are treabă la urbanism, coboară funcțională la urbanism, are treabă nu știu, la asociații proprietari, coboară la asociații proprietari, are o problemă la starea civilă, coboară la starea civilă. Deci avem făcut aceste reguli, ca să spun așa. Avem montat la intrarea în primărie un tur de dezinfecție, avem acel termometru non-contact, luăm temperatura la fiecare persoană. Deci, rog ca cetățenii să respecte acest lucru. Am văzut și m-am mai întâlnit și jos la poliția locală, a fost persoană să le luăm temperatura. Nu e niciun fel de problemă, nu-i obligăm, dar nu pot avea acces. Dacă nu vor să luăm temperatura, nu putem intra în primărie. Deci vreau să vă spun că începând de ieri, la primărie se lucrează două schimburi. Ceea ce ca să evităm aglomerările din birouri, la compartimente în care nu au relații cu publicul și chiar care au relații cu publicul, vă spun imediat, se lucrează în două schimburi și vreau să vă spun că programul la primărie este în două schimburi de la 8, la 16 și la 12. Deci, lucrăm în două schimburi. Programul cu publicul, și o spun în premieră la televiziunea dumneavoastră, este până la ora 18. Taxele și impozitele locale se pot plăti până la ora 18. Fac un apel la suceveni și o să comunicăm acest lucru, că aveam un prileg în perioada următoare. Deci programul de plată la taxele și impozitele la primărie este până la ora 18. Deci sucevenii nu mai trebuie să grăbească să spună la prima oră, cei care sunt la serviciu, care este la ora 16, 17, au timp, au posibilitatea că până la ora 18 avem program cu publicul, pot plăti taxe și impozite locale până la ora 18, este măsură luată pe perioada situației de alertă, dar probabil o să prelungim și mai departe. Deci acestea sunt măsurile luate în primărie, în așa fel încât să limităm răspândirea acestui virus. La fel, la sfârșitul săptămânii, deci, am făcut o dedicare dată la sfârșitul săptămânii, vom face dezinfecția obișnuită în cadrul primăriei și a securităților din primărie, în primul rând, direcția de asistență socială, educația peților, dar și celelalte, poliția locală, peții și așa mai departe. Cât privește școlile, aici am avut discuții cu directorii, două paliere de discuții, pregătirea școlilor pentru preluarea activității la data, sau mă rog, pentru pregătirea școlară la data de 2 iunie, și de discutăm de ani terminali, fiindcă discutăm de școala gimnazială, de ce generale sau de licee, acolo ne se dă bacalaureatul. Am discutat cu profesorul director de școală, mi-a spus domnul primar, avem tablete, problema rămâne la ele. S-a făcut un inventar la nivelul municipiului Suceava, trebuie să crește 752 de tablete pentru elevi. Așa cum a anunțat domnul prim-ministru Ludovic Orban, că a acordat bani de la fondul de rezervă, care vor fi repartizați pe unități administrative teritoriale, pe OAT-uri, așa cum spune în lege, deci la primării. Deci vom primi în concluzie bani la primărie să cumpărăm aceste tablete pentru tot. O problemă care văd fi în discuție în ultima perioadă, cu dezinfecția. Am văzut că, din punctul de vedere diferit, toți specialiștii au câte păreri. Am văzut că în ultimul comunicat la banca, de la Organizația OMS, Organizația Mondială a Sănătății, că nu e indicat să mai respectați străzi și așa mai departe. Sigur, eu cred că una din eforturi pe care le-am făcut și s-a văzut în această scădere a numărului de infectați la mii de locuitori, a fost și aceste lucrări de dezinfecție, care primăria le-a făcut în perioada de coronavirus, în care primăria le-a făcut pe scări de bloc, pe scări de bloc, pe străzi, în parcuri, la locurile de joacă și așa mai departe. Discutând cu directorul de școli, mi-a spus domnul primar, vrem și noi un tunel de dezinfecție ca la primărie. Și am primit și un ordin al Ministerului Educației Naționale și al Ministerului Sănătății, în care la articolul 10 spune că unitățile de învățământ în colaborare cu autoritățile publice locale pot lua alte măsuri suplimentare pentru prevenirea și combaterea infectării cu SARS-CoV-2. Și spune aici, paranteză, instalarea de tuneluri de dezinfecție. Facem acest lucru, am licitat, s-au comandat 25 de tuneluri de dezinfecție la școlile care vor avea acțiuni de pregătire pentru capacitate și pentru bacalaureat. Ca atare vom da aceste tuneluri de dezinfecție. Am cumpărat 25 de termometri non-contact cu care am dotat școlile și la fel cu dezinfecție am avut discuții cu directorul de școli să pregătim așa cum se cuvine perioada de 2 iunie, atunci când vor veni o parte din elevi să susțină
pregătire pentru examenul de capacitate și pentru examenul de bacalaureat. Mergând mai departe în piețe, rămân aceleași reguli cu mănuși, cu ce lași până acum, mănuși, măști, cu acele folii de polietilenă puse pe produse. Mai mult decât atât, piețele vor fi dotate cu termometri în contact. Apoi este o licitație și pentru 5 metri la piață de dezinfecție, care vor fi montate în piețe la intrarea în bazar. Și aici fac o mențiune, sigur că foarte multă lume mă întreabă dacă nu deschidem bazarul. Eu spun să mai aibă puțin răbdare, vom face o analiză săptămână, să vedem cum evoluează lucrurile în oraș, în România, între timp, cu această stare de relaxare. Eu înțeleg pe cei din bazar, totdeauna am fost alături de lor și de această dată am scutut și scutim în continuare cu perioada nefuncționare chiriile, nu le-am chirii bazar. Și totuși eu duc să ne grăbim încet, să vedem ce se întâmplă, pentru că dacă Doamne ferește, deschidem și facem o focară înapoi în bazar, vă dați seama situație complicată ar putea fi. Și vreau să vă spun că dacă am primit și mesaje în această perioadă, am primit și mesaje de la cei ce spun de la niște comercianți din bazar care au spus, domnul primar, vă mulțumim că ați luat măsura închiderii bazarului la timp și nu am avut focare acolo și nu ne-am îngălmărit. Deci să fim oameni responsabili. Deci rămâne în continuare o analiză a activității bazarului. Dacă vrem să discutăm așa, eu intru cumva la categoria mall-uri, este un complex comercial, dar nu asta, pentru că oamenii de acolo mă întreabă, domn primar, dar noi nu suntem mall. Nu, vreau să este vorba. Deci vorba cum putem controla activitățile din bazar, așa pentru că să ne convingem că nu poate fi răspândit acest virus. Și ajungem la ultimul capitol, mai sunt și altele, dar discutăm de transportul public. Așa cum se știe, încă de ieri dimineață am scos pe traseu tot parcul pe care îl are astăzi TPL-ul și din păcate nu avem mașini foarte multe pentru că suntem la acest parc este expirat, dar în realitatea s-a întârziat proiectul european de achiziție autobuzele electrice, care ne ajută Dumnezeu până la sfârșitul anului, cum avea vreo 60 de autobuze electrice mari și mici. Dar deocamdată facem față cu cele care le avem. Și vreau să vă spun că aici regulile sunt foarte clare, toată lumea mască și pe față și pe nască, când urcă în autobuz, urcă prin față la șofer, iar șoferul limitează accesul atunci când se umplu numărul de locuri pe scaune. Pentru că nu a fost incidente, încercăm să facem față și să asigurăm un transport cât de cât normal în această perioadă, când s-a reluat activitatea economică. Cât privește, noi am dat celelalte măsuri, am dat o hotărâre de Comitetul Local de Situație de Urgență în cursul zilei de joi, în care am deschis parcurile, după deschis parcurile, dar cu menținerea în continuare închisă la locurile de joacă. De asemenea, tot ca și parc, am deschis zona de agrement, mai puțin locurile de agrement referitor la luciul de apă, acolo unde sunt bărcile și terenul de sport. Deci deschisă zona de agrement, dar fără acces la, mă rog, la luciul de apă de acolo, unde sunt bărci, la terenul de sport, deci zona de agrement deschisă ca și un parc, unde lumea poate să meargă acolo să se recreie. Deci cam așa sunt lucruri. Sigur că stăm în contact cu sucevenii, evident, probleme sunt și facem tot ce este posibil să limităm răspândirea acestui virus. Așa cum s-a anunțat la nivel guvernamental, gradual putem face celelalte măsuri care sunt în restricție cu Suceava și, din nou, aici își fac trimiteri la parc. Domnule primar, la parcul de agrement din zona Tătăraș, va fi cineva care va supraveghea dacă lumea păstrează distanțarea socială sau dacă vine în parc respectând toate măsurile impuse? Și în celelalte, în celelalte parcuri, iarăși din nou, va fi cineva care va supraveghea ce se va întâmpla atunci când vin mai mulți oameni și nu păstrează distanțarea socială? Da, deci acest atribut este al poliției locale. Mulțumesc Dumnezeu că s-a ridicat carantina, pentru că o mare parte a poliției locale era blocată în cele 10 posturi fixe de control pirat a municipiului Suceava. Astăzi avem disponibile acești oameni cu mici excepții și aici mai fac o paranteză. Primăria a fost și anul întâi în ce privește bătălia coronavirusul prin poliția locală și aici vreau să feliciți și poliția locală că a trecut testul de maturitate. Toți o blamau, dar a trecut testul de maturitate. Vreau să-l feliciți pe domnul director al poliției locale, domnul Ovidiu Doroftei, care și-a făcut datoria. Din păcate și el a fost infectat pozitiv, acum s-a vindecat. Dar vreau să vă spun, mai avem încă 10 poliții care au fost depistat pozitiv, unii din ei sunt vindecați, alții încă sunt sub tratament.
Deci poliția locală va verifica acest lucru. Repet din nou, sigur, vom avea patrulii, nu avem atâția oameni, spunem la fiecare în spate să urmărească, să păstrează distanța socială. În primul rând, dacă suntem în zona de acolo, acolo este administrator permanent. Avem administrator permanent, avem fază, plus poliția locală care trece în patrulii pe acolo și verifică. La fel în parcuri, poliția locală va face aceste acțiuni de verificare dacă se respectă distanțarea socială. Așa cum am spus, nu am fost niciodată adeptul amendării oamenilor, dar dacă sunt situații care nu se pot rezolva, vom aplica, cred că avem această bază de amendare. Dar eu, în dată, cred că cetățenii sunt responsabili și vreau să cred că așa cum am avut o disciplină în perioada carantinii, când măsurile au fost mai dure, cred că se vor respecta și în continuare, pentru că mulți au suferit de această dramă la care am trăit-o în ultimele două luni de zile. Am înțeles. Domnule primar, mai devreme ați vorbit despre acele tablete care vor fi achiziționate. Deci toți copiii vor primi tablete sau va fi un criteriu de selecție printre copii? Nu, deci când am spus că deci, în urma unui inventar pe care l-am cerut la școli, mi-a dat o situație în care rezultă că 750 de copii nu au tablete. Toți. Deci se dă la cei care nu au, pentru că sunt copii din familii bune, pe români, cotizați financiare, care au, adică nu stau tablete în masă. Deci se dă tablete la cei care nu au. Deci în concluzie, acest cuvenit cu cotizați modeste prin vedere financiară a părinților. Și acele tablete vor fi restituite ulterior școlii sau primăriei? Nu, deci nu se dau, se pun la dispoziția copiilor, mă rog, poate învăța, se poate participa la casă, telefonul, la distanță. Nu știu, dar de ce? O să vedem exact momentul de guvern. În vată, repet, guvernul a anunțat, am văzut din gura domnului prim-ministru, că banii de rezervă sunt dat pentru cumpărare de tablete. Eu, probabil vor fi și niște norme metodologice cum se folosesc aceste tablete de alte primării. Probabil în scoala elevilor, la sfârșitul anului scolar, să recuperăm înapoi, probabil. Sunt și persoane care nu sunt conectate la internet sau nu au posibilitatea să plătească o factură pentru internet. Au fost persoane care au apelat la primărie să fie ajutate? Nu. Au fost persoane care să fie ajutate din punct de vedere financiar, din punct de vedere alimentar. Nu am avut aceste abordări la primărie, că nu au posibilitatea să plătească internet sau nu au internet. Având în vedere faptul că noi totuși suntem în municipiul Suceava, Wi-Fi este prezent în multe spații publice, la fel zone din oraș se scapă acoperite cu Wi-Fi, deci nu ar fi o problemă. Dar sigur că am înțeles în această asta că trebuie documente judecative să vedem spuneam acolo că cheltuiește cu tablete și pentru asigurarea internetului. Mă rog, spune instalațiilor tehnice care avea internet cu Wi-Fi și mai departe. Domnule primar, creșa care este în subordinea primăriei, până când va fi închisă? Rămâne închisă, sigur că nu putem să ne pronunțăm. La fel, intră cu cultură graduală. Deci creșa este închisă, este clar. O să vedem ce spun aceste precizări mai departe la guvern, la starea de alertă, măsura aceste măsuri de relaxare. Părerea mea că în vremea asta crește, e posibil să aibă același ca și învățământ, adică în toamnă. Revenind la situația economică a municipiului Suceava, primăria a dispus de anumite măsuri pentru a reîncepe bazele economiei sucevene, nu știu, campanii de susținere a producătorilor autohtoni sau altele. Da, sigur că analizăm acest lucru. În primul rând vreau să vă spun că s-a deschis, așa cum am spus de ieri, activitatea de la primărie, acces în primărie și mai departe. Doi, așteptăm și noi să vedem exact ce se întâmplă în perioada următoare. A doua ordonanță de guvern, ordonanța 69, să vedem cum își produce, pardon, cum își produce efectele. Sigur că putem lua în calcul și noi anumite aspecte să ajutăm atenții economici. Deja am ajutat. Cei care nu au ajutat activitatea economică nu au plătit chirii.
dar cum nu aveți chirii? Ar trebui să fac o declarație de suspendare a activității la primărie. Pentru că sunt mulți care au zis, domne, vreau să fiu scutit de chirii, dar el nu trebuie suspendarea activității. Trebuie să aibă documente concrete în care se aduce la cunoștință la Direcția Patrimoniului sau la Direcția Petrelor sau unde este el, că a închis activitatea, n-a realizat în perioada respectivă și suntem în scutire de chirie. Deci, iată, o primă măsură fiscală, scutirea de chirii. Și cel mai urgent caz va fi bazarul în care două luni jumătate va fi scutit de chirii. La fel, vrem să încurajăm agenții economici și le acordăm activități fiscale de genul scutirilor de penalități, accesorii și mai departe, în care dumneavoastră vor plăti până la o dată debitul pe care au. Și alte măsuri pe care le prevede ordonanța 79, sigur, aici m-am amuns puțin și nu e la guvernul ăsta care astăzi a spus domnul Orban, de 16 ani, când sunt primar, se întâmplă acest lucru. Toate guvernele creează cadre legale, cadru legal pentru a putea autorității locale să dea facilități, să fie și mai departe, adică cu bani de la bugetul local. Bugetul local este și la noi astăzi în suferință, deci sunt realiști, două luni de zile primăria nu a lucrat, gatările sunt foarte mici, să nu ascundem faptul că s-a întâmplat un lucru bun și eu l-am spus la vremea respectivă, s-au reeșalonat, s-au amânat taxe și impozite locale la data și un parte care beneficiază de 10% scutire de taxe și 10% bonificație pentru plata taxelor și impozite locale până la data de 31 martie, s-a amânat acest termen până la 30 iunie. Și sigur că n-am încasat acești bani. Așteptăm acum data de 30 iunie, să vedem exact cum ne mai echilibrăm din punct de vedere financiar. Pentru că ne încasăm acești bani, ne avem achitate la primărie, însă primărie, din punct de vedere financiar, banii nu dau afară, sunt în casă. Eu sunt un om pozitiv, totdeauna sunt optimist, sper că a început cu ziua de ieri, când am deschis din nou primăria și s-a reluat activitatea economică în întreaga țară și în orașul nostru, să putem încasa, să putem să ne revenim în vedere financiar. Astăzi suntem cu 16 de genă financiară la primărie, deci este realitatea concretă. Deci noi s-a lucrat două luni de zile, am încasat la primărie ca un butic. Asta este realitatea, dar sper că în perioada următoare, și mai ales până la sfârșitul lunii iunie, atunci când vom încasa taxele și impozitele locale care au fost amânate la data de 31 martie, pentru care se beneficiază bonificate 10%, să ne echilibrăm din punct de vedere financiar. Ținând cont de comportamentul tuturor românilor din ultimile zile, dumneavoastră, cum credeți? Avem șanse să revenim iarăși din nou la stare de urgență, după cum a declarat și președintele României atunci când a anunțat de fapt că se va schimba din stare de urgență în stare de alertă, a menționat faptul că dacă numărul de cazuri va crește considerabil, atunci nu va ezita și va trece iarăși din nou la măsura stării de urgență. Dumneavoastră, ce credeți? Avem șanse să ne întoarcem la această măsură? Eu aș zice, Doamne ferește, din practică la stare de urgență și asta depinde numai de noi, de fiecare în parte. Și nu mă refer la orașul nostru care a pătimit cel mai mult. Doamne ferește să ne întoarcem înapoi. Deci eu vreau să cred că românii sunt conștienți, sunt responsabili. Am văzut că ieșirii și scapate la București, vreau să fie unicat. În orașul nostru, sigur că s-a circulat mai mult sâmbătă, duminică, dar nu au fost probleme deosebite din raportările care aveam la poliție, deci am văzut și eu, și s-au urmărit în mod special ieșind la iarbă verde. Dar, în mod surprinzător, nu a fost foarte mult în iarbă verde sâmbătă și duminică. Deci eu vreau să cred că lucrurile că trebuie să fie responsabil. Încă o dată spun, Doamne ferește, tracem în stat de urgență, pentru că am fost foarte clar, dacă, de bună vedere al acestei boli, problemele sanitare, a virus, astăzi suntem un pic mai liniștiți când ne uităm în urmă, pentru că eram acolo jumătate disperați, cu focare de infecție, nu erau echipamente, nu erau aparat de testare, nu erau de testare, nu era personal care sufreze la spital. Aceste lucruri s-au rezolvat. Deci, din acest punct de vedere, am putea privi un pic mai liniștiți. Dar dacă ne întoarcem înapoi la starea de urgență, în primul rând vom avea efecte economice. Așa cum am spus, că scăpăm cu viață din partea virusului, ca să spunem așa, putem să mă gândim din punct de vedere economic. Deci, eu fac un apel la scenă în primul rând și mă aștept ca oameni să fie conștienți. Sigur că
mai fie asemenea cuvântul de auzire alta, unul mai mare, pentru că vedem că se întâmplă în toată Europa, acolo unde s-au ridicat aceste măsuri de restricție, au făcut relaxare, dar eu urez de toată inima și văd deocamdată și din raportarea pe care am văzut ministrul, pe care îl numesc oficial la nivel de județ, în continuare de tot, da, și la nivel de municipiu, nu am în fiecare zi, deci situația care am de județ, tot că situația deocamdată la suprafață este foarte mare, cu nici excepție care trebuie să fie făcut, care a făcut gen mănăstirea acum, care a apărut în perioade, dar în rest, suntem la nivel de oraș, la nivel comparabil de județ, cu numărul cazurilor cu pacienți pozitivi de la asta, este unul staționar, dar suntem numărul persoane încălate la spital. Cu bine, peste păcare, care vin, câteodată, cum se întâmplă acum, s-a întâmplat cu Sans Calmic, cum s-a întâmplat cu, mă rog, Todirie și Costâna, Bogdanin, parte. Dar în linii mari, lucrurile sunt sub control, dar îmi doresc să rămân aici, pentru că de acest punct de vedere, atât de punct de vedere al sănătății mentale, psihice, de eu seama, ne întoarce apoi în stare de urgență, e un efect psihic în primul rând, pasmul atât de carantină, în care afecta în mod sincer psihicul persoanelor care au făcut acest lucru și noi ce bine am făcut în această perioadă. Domnule primar, foarte mulți români vor să se întoarcă acasă. Sunt cozi imense la intrarea în țară, mult mai mari decât la ieșirea din țară. În caz că vin foarte mulți suceveni din străinătate la noi în municipiu, primăria este pregătită pentru a primi un număr mare de suceveni acasă? Da, în primul rând sunt semenii noștri, sunt cetățenii noștri, sunt frații noștri, trebuie să-i primim acasă, asta este realitatea. Doi, în primul rând ei trebuie să fie sinceri cu dumnealor, să meargă acasă cu respectul rigorii carantinei, deci să stea acasă, să facă carantina. Dacă mai ales știu că vin într-o zonă în care este roșie, cum în Italia sau Spania sau ca Germania, deci în primul rând, dacă ei trebuie să aibă conștiința lor proprie, să rămână în carantină acasă. Este clar că trebuie să-i primim. Este un lucru care s-a întâmplat, nu cel mai fericit s-a întâmplat, când am văzut o mare de oameni în unul lucru, când nu știu câți de acolo erau sănătoși, că erau bolnavi, probabil că s-au invitat unul pe altul. Deci sunt foarte inteligent aici și nu e ca, mă rog, un reproș, dar îi rog, îi atenționez cei care vin să fie corecți cu ei, în primul rând, să meargă în carantină acasă, să stea 14 zile acasă, să se izoleze acasă, riscând în alte condiții, până în pericol familiilor, în primul rând, pe ei, familiilor, cei care, bineînțeles, pot afecta comunitatea. La aici, municipalitatea nu are prea multe opțiuni. Sigur, dacă vin și cer carantină, ne asigurăm carantină. Cred că trebuia, știu, mai bine programată problema la nivel de pamală, este evident, cu starea de alertă, cu întrebări în doare luni, și atât două zile am fost în aglomerație, așa cum se numă, în vreme, un lucru care s-a întâmplat și două luni de zile, când au venit foarte străini în România, oameni care lucrează în străinătate în România. Sigur că n-au fost sincer cu ei, în primul rând, n-au spus acum că am făcut treabă că sunt suspecții coronavirus. Și eu vă cred, în primul rând, la spital, cred că direcția s-a întâmplat, de sabără avea treabă la sanitariști, vor fi la fază ca potențiale infectați cu coronavirus. Da, la momentul actual, primăria de câte locuri dispune? Pentru câți români care se întorc din străinătate? Deci vreau să vă spun că astăzi, odată cu ridicarea stării de urgență, în solicitat și scala de carantină, obligatoriu carantina pentru 14 care vin din străinătate. Ca atare a fost reziliată contractul care a avut și primăria cu unități hoteliere. Azi nu mai avem doar niște cadre medicale care stau la căminul în Spirul Aret, de la Colegiul Național Spirul Aret. Deci, odată cu încetarea stării de carantină, de alertă, aceste contracte au reziliat, pentru că astăzi nu mai sunt obligatorii carantina de 14 ani. Și atunci apelăm iarăși din nou la conștiinciozitatea românilor care se întorc acasă ca să fie responsabili și să stea cu minți acasă 14 zile? Așa cum s-a spus la nivel guvernamental, susțin și eu,
Astăzi s-au schimbat lucrurile, ca să spun așa. S-a transferat responsabilitatea de la autorități la cei care în parte. Sper că oamenii au înțeles ceva din asta, deci nu mai ia nimic de sport, veniază pe românește, fiecare care vine pe o zonă în care știe că Răzăna Roșie trebuie să stea în acasă 14 zile. Revenind la alte măsuri pe care le-ați luat pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2, au fost procurarea dozatoarelor cu dezinfectant. La momentul actual, fiecare bloc din Suceava are dozator cu dezinfectant la intrare? Deci noi le-am dotat toate 1974 de scări. Odată cu ordonanța militară numărul 6, era obligatoriu ca primăriile, municipalitățile, de nou, mandatează primăriile, să lucreze cu aceste dezinfecții fiecare spre de bloc și să facă dezinfecția pe banii primăriei. La câteva zile s-a modificat ordonanța 6, după următorul Pascale, și a spus că se recomandă primăriei, nu mai obligatorilor, obligatoriu. Deci s-a recomandat până mai multe dezinfecția pe scările de bloc. Deci, de punctul nostru de vedere, am dotat scările de bloc această dezinfecție, am făcut două ori dezinfecția scărilor de bloc, în această dată, cred că asociația de proprietari să gestioneze acele aparate, să le alimenteze cu soluții pentru dezinfecție. Știu blocuri în care de zile bune nu s-a mai pus dezinfectant. Cine este responsabil de această, nu știu... Asociația de proprietari. Asociația de proprietari, repet, astăzi nu mai este obligatoriu din partea primăriei, să zic că la proști că noi le-am dotat, le-am cumpărat, le-am alimentat pe două ori cu soluții, acum asociația de proprietari trebuie să le alimenteze cu soluții de dezinfectant. Primăria va monitoriza cumva dacă asociația... Monitorizăm, avem o colaborare cu asociația de proprietari, în mare parte ei sunt funcționari, sunt aspecte, dar mai sunt flexibili, ca întotdeauna. Am înțeles și... Ce măsuri, după ce am ieșit din carantină, este stare de alertă, la momentul actual, ce măsuri încă se mai respectă și se mențin? În afara faptului că măștile au devenit obligatorii, cu siguranță sunt oameni care încă nu le poartă sau deja nu le mai poartă de când s-a instituit starea de alertă. Familiile defavorizate, vreau să fac o paranteză, să ne oprim la familiile defavorizate, pentru că am văzut foarte mulți primari din județ care au identificat acele familii și le-au pus la dispoziție măști, mănuși, dezinfectant, și sunt alți primari care au pus la dispoziție aceste lucruri la toată localitatea. Ce ține de Suceava? Au fost asistenții sociali care au identificat că unele familii ar trebui ajutate pe lângă alimente și cu produse de igienă sau de protecție? S-a implicat cumva primăria în aceasta? Nu s-a implicat. Deci noi avem un stoc de măști, dar le folosim pentru instituțiile publice, pentru partea de bazar, partea de poliție locală, asistența socială. Totuși noi, conform ultimul recensământ la statistică, avem 128.000 de locuitori în oraș. Imposibil să avem 128.000 de locuitori în măști. Eu cred că fiecare om responsabil poate cumpăra o mască. Și vom face numai în perioada următoare să achiziționăm stocuri de măști pe care să le punem la dispoziția de gen, eu știu, în bazar, în pește, în stație de vânzare de bilete la TFL, în care oamenii se poate cumpăra cu un preț corect, nu știu, 2 lei o mască, 1,50 lei, 2 lei o mască, asta se face. Este 5 lei o mască, domnule primar. Nu, păi de asta vă spun. Noi cumpărăm corect, mai ales că se deja mai adevărat o procedură să achiziționăm 40.000 de măști la primărie, dar la un preț corect la firme care produc în România. Deci aceste măști nu vor da fi mai mult de 2 lei, spun eu. Să le cumpărăm, să le dăm un fel de condiții, să le punem la dispoziție contra cost, celor care merg la piață, care merg în această situație, asta putem face. Dar să facă primărie, să distribuie măști gratuite la toată populația, nu putem face acest lucru. Ce am făcut noi, am dat peste 3.000 de pachete alimentare, am dat sute de ajutoare financiare în această perioadă la perioadă, la perioadă. Am făcut rost de medicamente, de rețete, de contact, medicamente, prin Ministerul Sănătate Publică, deci am stat în contact cu oamenii și am ajutat. Cât privește măștile, că aici discutăm problema,
am spus și am de gând să putem face puncte de vânzare atunci când intră în spații comerciale cum vă costă. Dar la un preț echitabil, maxim 2 lei, nu 4 lei cum sunt azi de piață. Veți face puncte de, de comercializare doar a măștilor sau include și mănuși și dezinfectant? Nu, discutăm de măști, doar de măști. Restul, sigur că tot primăria își plătește, dezinfectant, mănușe care sunt în piață, dar dacă discutăm obligatoria de măști, ne referim doar la măști, în aceste puncte de vânzare, doar măști. Ministerul Muncii a trimis către instituții ghidul angajatorului și angajatului. Au fost, nu știu, careva probleme în legătură cu aceste măsuri, dacă știți despre ce este vorba. Da, deci noi am avut o singură problemă în Ministerul Muncii, prin major femeie și tăcată rezultate. Salariații la Teatrul Municipal au fost în această perioadă 75% în șomaj tehnic. Din păcate, ne-am luat o hârtie de la major femeie că nu suportă aceste bani pentru șomajul tehnic și ca atare trebuie să plătească comunitatea locală. Și ca atare am plătit noi 75% pentru șomajul tehnic, bine, n-am plătit 100%. Deci cam asta este primat. De angajat și angajator, nu au fost probleme pe această temă. Vom vedea mai departe ce reglementări sunt și ce putem să mai facem. Dumneavoastră, în continuare, ca administrație publică locală, ce măsuri veți continua să le respectați pentru stagnarea răspândirii virusului? Da, deci aceea cred că sunt două foarte importante. În primul rând, purtarea măștii, pentru că am văzut diverse studii și aici cele la vederea specialiștilor în afară de 2-3 care sunt în este coronavirus în gânse. Deci spun că principalul de protecție este masca, pentru că prin ceea ce vorbim, respirăm, știu, se poate transmite mai ușor acest virus. Deci, ca atare, masca e una obligatorie. Deci, măsura obligatorie masca, în spațiu închis și în spațiu deschis, atunci când referim de cadă. Doi, la fel de important, distanțarea socială. Distanțarea fizică, socială, dacă e mai corect, așa e denumit. Deci, atunci când mergem pe stradă, atunci când mergem la magazin, atunci când mergem în piață, atunci când mergem în mijlocul de transport, să facem tot posibilul să fim distanțați socială, în așa fel că aceste două elemente sunt definitorii. Să nu intri în contact și să fii protejat. Vor continua dezinfecțiile pe străzi și în blocuri sau deja nu? N-am reținut. Spune-mi la veți continua dezinfectările pe străzi și în scările de bloc? Da, când vă spun la modul sincer, pe scările de bloc o să facă asociații proprietari de acum, asta este realitatea, noi am vrut două ori, este obligația lor, pentru că am cedat starea de urgență, facem și primăria, nu are resurse în ceea ce am nesfârșit, și starea de urgență se va justifică, pentru că legal se mai justifică să facă primăria de scala de bloc. Cât privește, sigur, mă face pe spații de locuri de joacă, rămâne în discuție nebunizator, care noi am detectat în orat, mare, văd că mulți comentează specialiști, nu ar fi indicat că poate să aibă efecte secundare, că să mai ne consultăm în moment să staționăm deocamdată, nu o să mai folosim pe de bani de spațiile de joacă, până când vor fi închise? La fel de măsură graduală, s-a văzut aici chiar dacă a fost luată de, la nivel local, totuși ea este punctată și de guvern, măsuri care au dat pentru starea de alertă. Rămân închise de camnate locuri de plac, așteptăm o relaxare în acest de vedere, în indicate măsuri de către guvern, pentru că, într-adevăr, la spații de joacă, și eu mai ne-am dezinfectat, ne-am curățat, ne-am spălat, sunt mari potențiali pericoluri de practică acestui virus, copiii mergând acolo, aglomerându-se, jucând, transpirând și așa mai departe. Am înțeles. Referitor la... Ați menționat dumneavoastră că ați fost telefonat de suceveni că au nevoie să iasă din localitate pentru lucrări agricole. V-ați gândit... Da.
v-ați gândit cumva să ajutați acești, nu vorbesc de acum de cei care au câteva loturi de pământ, sau vorbesc de cei care dețin livezi și au mere și așa mai departe pe perioada verii. Acum sunt cei care au zarzavaturi și pot să le comercializeze și din cauza virusului nu-și mai pot desfășura activitatea cum ar fi fost necesar. La Paști, cei care au avut miei nu au putut să-și vândă miei, să zic așa. La momentul actual, ca administrație publică locală, aveți vreun proiect care să susțină, nu știu, producătorul din regiune, ca, nu știu, ajutați de magazinele mari, de exemplu de Kaufland, Lidl, ca să ia de, să cumpere produsele de la oamenii care se ocupă cu acestea de aici, din zonă, ca să nu mai aducă din alte părți, nu știu, să zicem roșiile, să le cumpere de la cineva care are sere, la fel ca și alte legume. Da, noi putem recomanda acest lucru, putem ajuta efectiv la modul concret producătorii locali, dacă suntem în piața centrală. În zona de acolo este destinat producătorii locali la care este înțeleg. Așa cum avem locuri, sunt mai multe imperiale peste acolo, avem imperiale pentru producătorii locali. Sigur că la fel avem modificare și pentru jardinetul și în casă de plană de acolo se întâmplă deja. Deci încurajăm producătorii locali, le asigurăm, la fel perioada în care contacte. E perioada în care sunt scutiți de chirie, la primărie. Ugoare, cum îți vrea să vânzăm emailor, a fost strategii la nivel guvernamental, de urgență nu s-a putut prinde din cauza primăriei. Deci noi ajutăm, dar nu suntem în limit până care să intervenim. Pentru că dacă eu mă duc la primar, eu să intervin la multe naționale, la marfa, nu știu, eu mă bun la trafic de influență. Deci nu putem face acest lucru, putem doar recomanda. Putem recomanda și putem, nu în spatele primăriei, ne asigurăm locuri cu toate lucrătorilor locale. Cât de mult a suferit bugetul primăriei atâta timp cât primăria a renunțat la chiria pentru anumite locuri? Nu știu, este clar că primăria a suferit pierderi, bugetul local a avut de suferit. Cât de gravă este această ruptură în buget? Da, deci în primul rând, cred că ar fi corect să vă spun cât am cheltuit cu coronavirusul. Până în prezent am cheltuit 5.800.000 de lei cu coronavirusul, 1.000.000 de euro. Cu aparate pentru spital, am spus aici, aparate ieri pentru PCR, am fost 10 pentru comunizare și mai departe. La fel, aparate de dezinfecție care s-a făcut în la fel de importante, cele care au fost cu toate contactele încheiate pentru carantină, pentru cazarea pentru hrană și la persoane care au fost în domiciliu. Deci am cheltuit peste 1.000.000 de euro în această perioadă. Sigur că n-am azi o cuantificare exactă, o vom avea, dar părerea mea, cel puțin în aceste chirii, primăria pierde jumătate de milion de euro. Nu este un factor care să nu să dau primăria, dar oricum ne-a afectat economic această rată de coronavirus. Am înțeles. Și cam în cât timp credeți că... Oricum, ați renunțat la rata panoramică până când? Din câte... Da, am renunțat la un proiect foarte frumos pentru oraș și sper într-o zi să-l punem înapoi. Am renunțat, așa este. V-am spus 1.000.000 de euro care era la rata panoramică. Am pus, dat la capul de sănătate și am făcut acolo protecție și tot efectul cu coronavirus. Suceava este înfrățită cu mai multe localități, cât și din Republica Moldova, cât și din Ucraina. V-au cerut ajutor localitățile cu care s-a înfrățit Suceava? I-ați ajutat cumva? Nu i-am ajutat, nu ne-a cerut ajutor. Noi fiind într-o stație mai delicată ca ei, că nu au garantie.
Sigur că au cerut un ajutor, a fost foarte greu de materializat, au fost cei la Betleem, din Palestina. Numai că acum greu de ajuns, pentru că sunt sub administrația statului Israel, au fost discuții și tentative la început, cu niște echipamente, ceva, dar nu s-a materializat, pentru că e foarte greu de luptat, nu vă spun ce ne cunoaște problema. Palestina, Betleemul, este în cuțela Israelului și greu de ajuns acolo. În rest, vreau să vă spun că apartenerii din China, de la ambasada Chinei, de la Brașov, am primit 22 de mărci și 2000 de mărci. Mult puțin, dar a fost un gest de solidaritate din partea comunității chineze, din ambasada cu orașul, pentru că am înfrățit și așa mai departe, am primit 22 de mărci, din care 10.000 de mărci la spital și 2000 de mănuși. Ce proiecte are primăria la momentul actual în derulare? La ce să ne așteptăm? Deci, cu toate greutăți care au fost, pentru că este o destul de critică, totuși noi am stat să mergem mai departe cu proiectele aprobate în buget. Sigur că ne-a prins la față de pornirea bugetului, de licitație și de mai departe. Vreau să vă spun că astăzi avem 15 proiecte la care se lucrează. Deci, deocamdată, în afară de patrimentarea noastră roata panoramică, n-am abandonat niciun proiect. Nu ascult că aștept că văd data de 30 iunie, ne estimăm să ne putem activa de financiar, pentru că cazarea spațiului și impozitului care a fost amenată la data 30 martie, vom mai face o analiză la momentul de discuție asupra execuției bugetului. Deocamdată, deci avem 15 proiecte de investiții și aici suntem bună de grăbim Suceava și aici vreau să spun că sectorului Suceava se lucrează foarte bine, s-au terminat fundațiile pentru termenul de urmă, zvolei lor, care lucrează la parte de aspersare cu sunt gazonul. Este proiect, zona de agrement arată foarte bine. Lucrăm în apel la un proiect de consolidare a malurilor. Acum avem intrat în Consiliul Parc cu niște indicatori pentru consolidarea malurilor. Acolo, cine a trecut în piața George Enescu este curat de la parcarea terenă de piața George Enescu, poate în piața Pătură, se lucrează la consolidarea malurilor, sigur, ce va fi realizată pregătirea pentru punerea fundației. Eu vreau ca în acest an, în parcarea terenă, să trecem mai departe la realizarea efectivă a pieței. La autopază electrică de la DPR, se lucrează destul de bine, imaginea de Bujeni, se lucrează la suport la baze, la clădirile care sunt acolo, la halile de grafie, de spălare, de încărcare, și așa de parte. Lucrarea este în grafic, ca să spun așa. Grădința din Bujeni, deja ai făcut la acoperișul, dacă sunt vremurile bune, am putea chiar să o inaugurăm la 15 septembrie, că s-a ieșit de altul ăla. Credința din centru, de toată armenească, la fel se fundația, se lucrează în grafic conform licitației, se lucrează de bine. Centrul multifuncțional de Ițcani, la fel prin decultură, de primărie, municipiul la Ițcani, s-a lucrat în perioada iernii, când a fost temperaturile mai scăzut, mai ridicate, nu a fost nici în ceilalți ani. O lucrare foarte importantă care deranjează tot orașul, deci am încercat și am beneficiat de acest coronavirus, este alimentat cu gaz de metan la Catedralul Burdujeni Sat. Se lucrează la stațiunea magistrale de gaz de metan de la Iric până la primăria municipiului Suceava din Burdujeni. În o săptămână termină lucrarea, deci acum am început să lucrăm și am avut spor în ultimele 2-3 săptămâni pentru că s-a lucrat mai lejer în oraș, acum s-a aglomerat, merge mai departe. Va fi montată, s-a achiziționat stată o stățiune medie, CRM-ul, pe care a fost montat lângă celul primăriei municipiului Suceava din cartierul Burdujeni. Și eu tot am primit să vreau că să nu vom avea în primul maragat, în solul care va fi apăsă de la gazul metan din Burdujeni sat. Domnule primar, ne apropiem de finalul interviului și vreau să veniți cu un mesaj către suceveni. Imediat am un minut și termin lucrările. Consolidare maluri, pod Unirii, că acolo se vrează la podul Unirii, la Roma Alternativă, Caba Potoșani, podestul de cetății și primul porton de la Mirăluți până la podul Unirii, dăm în această vară. Vorba la fără consolidare și apă canalizare de Europa, se lucrează la strandul
la fața de execuție. De asemenea, dacă lucrez trei ani săranu, oficinii micșunelor, Barbu Stefănescu de la Vrancea din Ucraina, de asemenea, Leptul din Burdujene, Vasile Pervan din Burdujene, și, sigur, proiecte pe care le-am semnat deja, achiziția de autobuze, autobuze care vor veni până în centrul anului, erau numai de 50 plus încă fapte experimentare din economie făcute. Iată un număr de 57 de autobuze electrice care trebuie să vină în așa până sper să ne ajute noi pe așa. Dacă ne apropiem de sfârșit, cu toate că viața merge înainte și sigur la tot important sunt problemele economice, pentru că odată aducem, eu știu, la îndeplinire bugetul care am aprobat în acest an, dăm de cetățenilor care sunt în început treaba, pot beneficia și de un salariu, poate să se întorc la primărie, ci lucrurile pot intra într-un moment de normalitate. Deci la fel de important sunt proiecte de investiții pe care le are primărie. Cât privește mesajul, rămâne în primare prioritate această problemă creată de coronavirus, mai fac un dată la ce vine, la conștiința lor, la responsabilitatea lor, spune împingă nimeni la spate, cei care să ne păzim, din respect pentru noi, să nu îmbolnăvim familiile noastre, să nu ne îmbolnăvim pe noi și din respect pentru ceilalți, să nu ne îmbolnăvim pe ceilalți. Deci să respectăm aceste reguli care sunt în stare de alertă. Nu cred că este cazul să punem câte părinte la fiecare parte să ne urmărească, dar eu am convingerea că prin ce trecut sucevenii au înțeles că nu mai respectăm legurile, nu mai împreună putem să ieșim din drama, așa cum am spus, care am trăit, și că la fel de important e ca în orașul nostru, cu ceva în normalitate, să nu ne mai întoarcem înapoi cu acele stări de sau alte măsuri restrictive. Domnule primar, vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră și ați fost alături de noi. După publicitate vom reveni împreună cu Relu Gavril Ursache.